Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Suntem la interviul Verde în Față, astăzi al 14-lea de la începutul acestui sezon. Și pentru cei care ați urmărit această campanie Misiunea Verde, știți deja că intenția mea declarată încă de la început a fost să aflăm de la edilii noștri unde se află mediul pe agenda lor și ce fac pentru sănătatea celor care i-au votat. Pentru că investiția în protejarea mediului este, din punctul meu de vedere și dar și al specialiștilor, investiție în sănătatea oamenilor. Fără să supăr pe cineva, i-am lăsat pe cei 13 primari de până acum să se prezinte așa cum știu ei mai bine, iar pe voi să trageți singuri concluziile. Alen Coliban, primarul orașului Brașov, este astăzi alături de noi pentru probabil penultimul interviu din seria Verde în Față, pentru că nu știu, dar cred că a început deja campania, așa e, domnul Coliban? Campania a început acum 3 ani și jumătate. Bună ziua și bună ziua tuturor celor care ne ascultă. Așa zic toți primari. Înainte să începem, aș vrea să vă spun că de obicei îmi fac documentarea pentru fiecare oraș, iar de data aceasta mi-a fost mai simplu, pentru că am găsit toate informațiile pe o platformă online pe care o are Brașovul, este brașov.eco, și a fost interesant pentru mine, nu prea am mai văzut asta pentru alt oraș. E o declarație de intenție, cel puțin, foarte importantă, dar poate unii vor spune că v-ați ocupat mai mult de cuvinte decât de fapte. Ce credeți? Eu cred că cifrele prezentate pe brașov.eco vorbesc despre tot ceea ce facem noi și că demersurile acestea nu sunt demersuri doar de comunicare, ci sunt lucruri care ne realiniază toate politicile publice. Chiar am fost candidați anul trecut la titlul de capitală verde europeană. Este un demers pe care îl avem în vedere și anul acesta. Vom trimite toate documentele și toate studiile necesare până la finalul lunii aprilie. Un astfel de demers ne-a ajutat să ne validăm că direcțiile spre care mergem sunt nu doar cele benefice, ci și niște direcții foarte actuale la nivel de orașe europene. Și toată treaba asta e un element de mândrie. În 2020, o parte importantă din programul pentru Brașov s-a axat pe direcția aceasta, să facem din Brașov capitala verde a României. E bine, e bună comunicarea din punctul meu de vedere. E foarte important ca un primar să spună ce face în orașul lui și să, dincolo de cuvinte, să și dovedească ceea ce face și probabil că brașovenii știu mai bine decât mine sau decât cei care nu trăiesc în acest oraș. Aș vrea să mă spuneți cum era Brașovul la capitolul mediu, din perspectiva asta a mediului, acum 4 ani, când ați început mandatul și care sunt schimbările pe care le putem vedea în mod concret astăzi. Acum 4 ani de zile, Brașovul era la fel de bogat din perspectiva naturii care ne înconjoară, dar cu foarte puține ambiții la nivelul administrației locale, pentru că în acel moment cifrele erau negate de administrația locală, aveam probleme cu calitatea aerului și reacția fostului primar a fost din cauza grătarului cu mici din zona intersecției. Asta pe de o parte, pe de altă parte existau proiecte propuse care nu întruneau susținerea populației. Un proiect de amenajare a unui drum forestier peste masivul Tâmpa, ce ar fi tăiat aproximativ 8.000 de arbori. Toate aceste lucruri le-am corectat, ce a ținut de o intervenție urgentă în privința acelui drum forestier, l-am oprit-o rapid. Pentru calitatea aerului am reușit să îmbogățim toată flota de autovehicule electrice a transportului public. Avem acum cea mai mare flotă verde în transportul public din România și totodată am închis câțiva dintre poluatorii importanți. Lucrurile acestea s-au transpus pe termen mediu și în îmbunătățirea ale parametrilor măsurați. Acum, din ce eram în top 3 cele mai poluate orașe din România, suntem în top 10 din perspectiva calității aerului. Asta pe date oficiale centralizate de Agenția Europeană a Mediului. Uh-huh. Spuneați că ați închis poluatori sau pur și simplu și-au închis ei activitatea? În procesul de reautorizare, noi am transmis dezacordul și punctul negativ, prin urmare n-au mai putut să fie autorizați. Este o măsură la care se așteptau, pentru că am și anunțat-o. E vorba de o stație de asfalt ce se afla în zona de locuințe, în zona rezidențială, și totodată o stație de var. În cartierul Bartolomeu apăreau cele mai îngrijorătoare citiri ale senzorilor de calitate a aerului. Faptul că s-a îmbunătățit situația după aceste două acțiuni
e arătată și acum de monitorizarea pe care o avem în timp real. Am înțeles. În ce privește spațiul verde în Brașov, care este indicele de spațiu verde pe cap de locuitor acum, astăzi, în 2024? Știu că beneficiați de o natură, într-adevăr, dar din perspectiva primarului care a construit spațiul verde. Din acest punct de vedere, am spus-o mereu, Brașovul e în urmă, chiar dacă pare surprinzătoare această afirmație și chiar dacă administrativ putem găsi niște portițe prin care să spunem că avem de fapt mai mult, ei bine, în potrivit felului în care se calculează raportul numărului de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, zone precum Tâmpa nu intră în acest Corect. Bilanț. Mare, Brașovul are nevoie de o strategie de înverzire pe termen lung pe care am și făcut-o în acești 3 ani și jumătate. Am făcut chiar și un studiu de oportunitate pentru identificarea de terenuri pentru a amenaja parcuri noi, asta în condițiile în care în Brașov amenajarea de parcuri mari în zonele locuite nu s-au întâmplat de foarte mulți ani. Iar acum avem 3 proiecte care sunt în faza de studiu de fezabilitate terminat, finalizat și care urmează să intre în proiectare și execuție. Unul dintre ele chiar va avea ca obiect o expropriere pentru a amenaja cel mai mare parc de 9 hectare chiar în inima Brașovului. Iar în acești 3 ani și jumătate am dat deja în folosință 2 parcuri. Un parc în zona la Iepure și un parc în cartierul Astra. Deci cât este indicele? Știți cât e acum? Indicele, când am preluat mandatul, eram undeva la 5,5 metri pătrați pe cap de locuitor. Puțin. Între timp, nu suntem foarte departe de acea sumă, pentru că avem aproximativ 2 hectare de parcuri noi amenajate. Însă ce trebuie înțeles, că un astfel de demers, mai ales dacă presupune și exproprieri, durează undeva la 4, 5, 6 ani de zile până când... Și dacă nu mai aveți când să faceți aceste proiecte pe care vi le-ați propus cu înverzirea Brașovului, că... Nu știm ce se întâmplă. De dezvoltarea orașului și de o nouă direcție nu poate fi raportată în termen de mandate. Este o direcție pe care, în primul rând, populația o îmbrățișează și ne-o cere, noua administrația locală, și o direcție în care, atât timp cât vom avea mandate la dispoziție, vom putea să avansăm și să facem tot ceea ce ține de noi. Însă demersurile acestea ar trebui să fie demersuri continue. E vorba de o viziune pe care Brașov o are, o viziune nouă, care eu zic că nu poate fi schimbată în sensul ce am avut înainte. Știu că în urmă cu ceva ani în Brașov, atunci când ploua intens, anumite străzi din anumite zone, dintr-un anumit cartier, se umplea de șuvoaie de apă și de aluviuni, nu era o situație deloc plăcută pentru locuitori. S-a rezolvat problema? Și cum? În primul rând, cauza problemei a fost dată de construcțiile care au început să apară pe dealuri. De faptul că am avut pe dealurile din jurul Brașovului construcții inclusiv ilegale. Avem un deal tăiat, sfârtecat, care nici până acum nu a obținut o autorizație de construire. Ori, prin astfel de intervenții, scade foarte mult capacitatea de absorbție a apelor meteorice, a apei de ploaie. Între timp am venit cu reguli noi pentru a limita aceste construcții pe dealuri. Avem un regulament pentru construcții în pantă, care este chiar model de bune practici. Și pe de altă parte avem un studiu pentru torenți, pentru că tot ceea ce a însemnat infrastructură pentru colectarea acestor ape nu mai face față la actualitate, la realitățile date de schimbările climatice. Avem fenomene meteo extreme, nu doar în Brașov, ci pentru întreaga planetă are astfel de fenomene și suntem datori să ne regândim toată infrastructura. Deci acum nu mai dați autorizații de construire în zona respectivă și... Dăm pentru locuințe unifamiliale și pentru locuințe reduse care au o amprentă la sol scăzută și nu mai permitem construcția de ansambluri rezidențiale care să coboare în trepte privite de la distanță să arate ca și niște mai favele. Și mai au această problemă oamenii din zonă? Când plouă, că plouă. Mai există în continuare aluviuni și chiar și aceste șiroaie la ploile mai serioase. Aceste lucruri le vom rezolva, v-am spus, după ce vom avea concluziile tehnice pentru a interveni și corecta toți acești torenți. Bun. Cum stați cu independența energetică la Brașov?
Cu independența energetică nu stăm rău și vom sta chiar bine după ce vom finaliza, în luna august este estimat, parcul fotovoltaic, proprietatea municipiului. Este un parc de aproximativ 20 de megawați. Un parc care ne va acoperi aproximativ 90% din ceea ce consumăm, mă refer aici la consumul public. Consumul public nu înseamnă doar iluminatul stradal, ci și toată încărcarea flotei de transport public, a flotei electrice, tot ceea ce consumăm cu instalațiile pe cablu și așa mai departe. Deci avem acum acest parc fotovoltaic care a fost dezvoltat și care a fost gândit într-un timp record. Practic în câteva luni am reușit să finalizăm documentațiile tehnice și să obținem o finanțare europeană la finalul lui 2022 și acum suntem în faza de instalat panourile și de realizare efectivă a acestui parc. Cum spuneam, în finalul lunii august ar trebui să fie funcțional. În paralel am pornit un proces de transformare a clădirilor publice în prosumatori, adică în producătoare de energie pentru consumul propriu. Asta înseamnă că care e procentul, eu știu, al clădirilor publice sau al zonelor publice care vor fi alimentate din acest parc fotovoltaic atunci când va fi gata? Parcul fotovoltaic va vărsa această energie în rețea, pentru că nu avem cum să ne dezvoltăm o rețea proprie de distribuție, nici nu ne-am propus acest lucru, după care se produce o compensare între ceea ce vărsăm în rețea și ceea ce consumăm, ceea ce consumă clădirile publice. În sistemul acesta, sau la sistemul acesta se vor adăuga și panourile fotovoltaice de pe clădirile publice. Avem mai multe instituții, avem 27 de școli prinse în acest program. Adică toate vor fi, toate instituțiile publice vor beneficia de această energie curată? În faza aceasta, când vorbesc de numere, vorbesc de proiecte care au sursă de finanțare, inclusiv finanțări nerambursabile. Deci avem acum 27 de școli și grădinițe care sunt prinse într-un astfel de program să înceapă să-și producă singură energia. Urmează să extindem tot acest program în următorii 4 ani, pentru că este calea cea mai rapidă către independența energetică. Totodată avem relații cu orașe din Europa, că în sensul adăugării pompelor de căldură și a efectuării unui studiu privind geotermia la Brașov, astfel încât să rezolvăm și partea de termoficare tot din surse regenerabile. Știu că aveți această ambiție de a obține titlul de capitală verde europeană pentru orașul Brașov. Ce șanse credeți că are Brașovul să ajungă această capitală europeană? Ne dorim și noi toți românii. Vrem să fim și noi mândri că avem un oraș așa. Și brașovenii și noi ne dorim cu toții. Discuția nu este neapărat despre titlu. Cred că cel mai important este felul în care regândim toate acțiunile noastre astfel încât să susținem un astfel de demers. Și momentul în care ne prezentăm în fața evaluatorilor, este o comisie de experți la nivel european, să înțelegem ce putem să facem mai bine și cum gândim toate proiectele pe care le avem într-un fel coerent, astfel încât felul în care... Vă doriți titlul, nu cred că nu vi-l doriți și doar vreți să faceți proiecte, că altfel nu v-ați chinui să depuneți un dosar, că e greu, eu știu că e greu. Așa... Am avut întâlniri la Bruxelles și cu comisari europeni, cu directori din DG-uri, foarte bun feedback pe care l-am primit pe foarte multe verticale, cea legată de energie, de exemplu, cea legată de biodiversitate. Sunt aspecte care sunt puncte forte ale Brașovului într-o competiție cu orice oraș european, dar evident și aspecte care țin de calitatea aerului sau de managementul deșeurilor, în care cu toții putem să facem mai mult și e important de la an la an să arătăm un progres. Procesul acesta de candidatură este un proces pe care îl vom continua indiferent de rezultat, pentru că ne ajută să fim mai buni și să avem un oraș mai bun pentru oameni. Să fie cu noroc, ca să zic așa, dar totuși aș vrea să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, care este cel mai verde oraș și cel mai frumos oraș din România? Eu cred că Brașovul și am toate argumentele să susțin acest După lucru. După Brașov, dați-mi un oraș. De modestie. Apreciez ce fac alți primari și chiar încerc să găsesc modele și soluții pe care să le copiem și noi. Apreciez, de pildă, felul în care s-a dezvoltat Oradea în ultimii ani și e important că a existat o continuitate și o coerență a viziunii, dar o continuitate a acestor demersuri da. în
în felul în care s-au succedat mandatele. Apreciez ceea ce face domnul Popa la Reșița, de pildă, dintr-un oraș care era eminamente industrial, să-i dea o transformare către verde și către centru de turism. Mi se par demersuri din care avem de învățat și, de altfel, sunt primari cu care sunt în dialog și cu care am o colaborare atunci când ne referim la a da exemple Și împărtășește comunității și, prin practic, din video. experiența pe care o are fiecare. L-am avut și pe domnul Popa de la Reșița la Verde în față. Sper ca săptămâna următoare să-l avem și pe domnul Birta de la Oradea, să încheiem cu orașul despre care se spune că este într-adevăr cel mai verde din România. Acum, ultima întrebare și vreau un răspuns foarte scurt, pentru că am primit această întrebare de la colegii mei, de la prietenii mei. De ce nu mai vrea primarul Coliban să facă cerul de aur? Așa Nu zice lumea. este o decizie a mea că am eu ceva cu acest festival. În momentul în care, după ani de pauză, am primit o întrebare tot din partea presei, dacă mai facem Cerbul de Aur, am spus părerea mea sinceră. Cred că există un moment la care aceste festivaluri ar trebui să se reinventeze, inclusiv ca amplasament, ca dimensiune, cheltuieli totodată, pentru că un festival precum Cerbul de Aur cheltuia milioane de lei din bani publici, Din banii fără să producă, primăriei. din banii primăriei și ai Consiliului Județean, fără să producă foarte mult interes în rândul publicului tânăr. Noi nici măcar nu aveam foarte multe bilete vândute la un astfel de festival. Și în comparație, deja festivaluri precum Antol sau mai nou Massive, pe care îl avem la Brașov, se fac fără cheltuieli din banii publici și aduc foarte mult tineret în oraș și totodată antrenează foarte mult tineret din oraș. Da, dar lumea, să știți că vrea cerbul de aur, asta Cerbul de pentru că Aur există o nu. categorie care vrea să vadă, să De fie acord. acolo și sper să găsiți o soluție pentru că e un simbol important al României de care Aș avem nevoie. clarifica, nu ține de noi. Deci este un brand al TVR-ului. TVR-ul este cel care e inițiatorul unui astfel de demers. Sunt deschis să stăm la aceeași masă, să punem tot planul pe hârtie și atunci vom vedea care este E, soluția, poate să vine o televiziune ne gândim la privată și soluție. atunci o să fie mai simplu oricum. Vă mulțumesc tare mult, domnule primar. Succes să aveți în continuare, să dea Dumnezeu să avem o capitală verde europeană și să ne auzim cu bine. Mulțumesc și eu să avem cât mai multe orașe verzi și vă așteptăm la Brașov pentru tot ceea ce facem noi, să-l vedeți pe la fața locului. Mulțumesc! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!